Să citim din Galateni, capitolul 4, începând de la versetul 21 și până la 31. Putem citi și Galateni 5 cu 1. Pilda Agarei și a Sarei. Spuneți-mi voi care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris, bucură-te stearpă care nu naște loc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabii nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iată o bucurie de la Dumnezeu să fim din nou împreună, într-un număr mai mare decât ieri. Am înțeles că va crește numărul și mai mult de seară și în felul ăsta putem cunoaște toată Uniunea, pe toți frații și surorile care sunt aici, din mai multe părți. Din nou zic așa seară, Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Din nou o predică mai puțin obișnuită, poate un text mai puțin obișnuit, dar am ales astfel de predici pentru că voi ați ales tema aceasta. Oare cât o să predicăm tot din pilda fiului risipitor? Tot de pocăință, de iertarea păcatelor? Cred că sunt atâtea texte în Biblie pe care nu le explorăm niciodată. Nu știu dacă ați fost dumneavoastră la mormântul lui Avram. Omul ăsta, interesant, din istoria lumii. Am fost cu soția mea, împreună cu un frate proroc din Betel Arad și cu soția lui. Mormântul lui Avram se află într-un loc foarte periculos, în Palestina. Abia când am ajuns acolo, am realizat unde îs. Nu era niciun turist. Eu eram cu o mașină de Israel. S-o uitau toți lung, atunci am înțeles în ce pericol am intrat și m-am rugat mergând pe străzile alea, căutând mormântul lui Avram. Am vrut neapărat să ajung la mormântul lui Avram. La mormântul lui Avram, literalmente se bat la propriu trei mari religii, toate religiile monoteiste. Pe mormântul lui Avram vei găsi sinagogă. Și acolo vezi evrei cu perciuni, cum să leagă și să roagă. Și ei zic, aici în mormânt e tatăl nostru. Și așa e. În mormânt este tatăl lor, pentru că evreii sunt copiii lui Avram prin Isaac, din punct de vedere etnic. Culmea, tot acolo, tot pe mormântul lui Avram găsești și moschee. Asta un pic m-a șocat. Și musulmanii vin acolo, în speța arabii din zonă, cu atâta îndârjire și zic, aici e tatăl nostru. Și noi suntem copiii lui Avram prin Ismail. Și au și ei dreptate. E, printre ăștia și ceilalți ne împiedicam și noi creștinii. Să simțim și noi ceva. Noi nu avem biserică acolo, noi suntem un pic mai puțin instituțional de felul nostru. Dar vroiam să simt și eu ceva. Aici, în mormânt, e tatăl nostru Avram.
Și noi avem dreptate, că Biblia spune cei ce au credință sunt fii ai lui Avram prin credință. Eu sunt copilul lui Avram prin credință. Mă, frații mei, Biblia spune astăzi că Avram ăsta are două feluri de copii. Și acum, toată dimineața asta, vorbim despre treaba asta. Două feluri de credincioși. Două feluri de fii ai lui Avram. Două feluri de creștini. Și întreabă-te de-a lungul predicii, oare eu de care sunt? Vreau să vă spun că asta reprezintă două feluri de creștini. Ei par la fel, dar nu-s. Și unul și celălalt sunt în biserică. Astăzi, la convenție, s-ar putea să stea pe aceeași bancă, pe același rând. Dar ascultați-mă bine, ăștia-s total diferiți. Arată la fel. De la amvon pare că totul e la sfor. Dar Domnul vede dincolo. Amândoi întind mâna la cina Domnului. Dar nu seamănă. Amândoi slujesc. Să știți că ăștia sunt și în comitetele bisericilor. Amândoi. Dar nu uitați, ăștia sunt fundamental diferiți. Bun, care sunt diferențele? Hai să vedem. Zice așa. Căci este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeia slobodă. Și auziți. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc. Pe când cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Amin. Adică nu că are unul o aluniță undeva, să aici niște frați gemeni, îi deosebești după o aluniță. Ăștia s-au născut diferit. Sunt total diferiți pentru că au nașteri diferite. Adică diferiți din naștere. Dar oare ce să fie diferit la naștere? Zice că unul s-a născut în chip firesc, iar altul prin făgăduință. Ce să fie oare nașterea prin făgăduință? Ce-o fi asta? Din nou zic mulțumim Domnului că Duhul Sfânt prin Pavel ne tălmăcește El ca să nu pățim ca ieri cu răstălmăcirea. Tot în textul citit, fratele Pavel explică, el reia fraza și o interpretează el în textul pe care l-ați auzit, dacă ați fost atenți. Zice, și cum s-a întâmplat atunci, versetul 29, că cel ce se născuse în chip firesc, și acum explică, prigonea, și acum știm ce înseamnă nașterea prin făgăduință, prigonea pe cel ce se născuse cum? Prin Duhul. Păi, frații mei, o diferență mare. Unii creștini sunt născuți în chip firesc. Îndoctrinați. Botezați. Și atât. Iar alții sunt născuți prin Duhul. Te întreb, tu ai certificat de naștere? Nu te întreb dacă ești botezat. Ai certificat de naștere semnat de Duhul Sfânt? Dacă nu, ești un creștin firesc. Asta e marea problemă a bisericii pentecostale contemporane. Avem tot mai mulți pocăiți născuți în chip firesc. Ceea ce este ciudat este că ăștia arată la fel. Ea e crescută în biserica penticostală, îmbrăcată, fustă, batic. Ea e în cultura penticostală. E o diferență. Aparține culturii penticostale. Aparține comunității, tradiției. Ea știe, e ca peștele în apă. Știe când să ridice mâinile, are limbaj, pacea Domnului. Dar nu-i născută din Duhul. Și noi, păstorii, ne măgulim că biserica arată bine, la ochi. Dar dacă nu-i nașterea din Duhul, e vai de biserica noastră în viitor. Depindem de Duhul Sfânt.
Avem nevoie de transformarea făcută de Duhul în biserici. Sunt tot mai mulți oameni care spun, frate Emi, eu sunt botezat, dar n-am avut nașterea din nou. Îmi spunea zilele astea la stăruință un frate, frate, eu m-am botezat la 18 ani, sunt în biserică de mic, dar acum m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nașterea din nou e din martie. Și să știți că sunt tot mai multe cazuri. Că vine vârsta de 18 ani, a, mă, botează-te și tu, cum îmi spunea mie un tată, frate, mi vezi că mi-am scris fiica pe lista de botez, dar nu prea vrea, zi și tu. Ce să-i zic, frate? La ce ți ajută un botez dacă n-ai certificat de naștere? Ce mă interesează pe mine că se cântă cu acordeon și totul e pus la rânduială dacă naștere din Duhul nu e? Dumnezeu să ne cerceteze. Ăștia sunt diferiți, fraților. Și să știți că noi, păstori, începem să simțim ce înseamnă să avem oameni firești. Că dacă n-ar fi ăștia, n-ar fi ședințe de comitet. Dar tot mai mulți sunt aranjați, știu, aparțin comunității, dar lipsește certificatul de naștere făcut de Duhul Sfânt. De aceea astăzi Duhul Dumnezeu pătrunde la adânc și te întreabă pe tine, mai ales tu care ești tânăr, tu chiar te-ai întâlnit cu Iisus? La candidații de botez, la noi când îi întreb, îi bagă în încurcătură. Măi, ești născut din nou? Da, spune că e de mic. Nu asta! Ești sau nu născut din nou? Și te întreabă Duhul Sfânt pe tine, tu ești născut din nou? Că te-o învăța tai, că tu o să te porți modestă și să cânți la... Astea-s cultură! Este în tine Duhul lui Dumnezeu? Ești născut de sus sau nu? Dacă nu, nu ești al lui Hristos. E simplu, poți să aparții religiei pentecostale, poți să fii îndoctrinat, poți să fii culturalizat, dar numai cei născuți din Duhul există în certificatul lui Dumnezeu în cer. Restul sunt creștini firesc și vom vedea la urmă, ăștia nu moștenesc împărăția. Ăștia rămân în registrele bisericii pentecostale. Dumnezeu să ne cerceteze. Și de ce predic asta? Pentru că și eu am fost la fel. Creștem foarte mulți actori în bisericile noastre. Noi până la 20 de ani am jucat atât de bine rolul, cântam în fanfară, cântam în cor, tot ce vrei, eram atât de bine acomodat încât nu m-a mirosit nimeni. Păstorul bisericii spunea mamei mele, sora Maria, așa băiat cu minte aveți. Dacă ar fi toți pocăiți așa ca el, dom'le, dacă ar fi toți copiii matale ca ăla mare. Și îmi zicea mama, Emi, cum ai reușit să-l păcălești în halul ăsta pe păstor? Eu umblam atunci, nu-i de zis, nu ne lăudăm pe acolo. Nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Dar creștinul firesc știe să imite perfect, că e vorba de o cultură până la urmă. Da? Să te îmbraci, păi asta nu trebuie neapărat Duhul Sfânt, dă frica fraților. Să vorbești cu un anumit limbaj, păi până la urmă la biserică toți sunt cu pacea. Domnul să te binecuvinteze. Asta nu sunt rele, dar nu înseamnă că ești născut din nou. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală. Nu o face păstorul, nici comitetul, nici legile, nici legalismul. O face Duhul lui Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului că la 20 de ani Dumnezeu s-a îndurat de mine. De la 20 de ani, nu numai pentecostal, pentecostal eram și până atunci. De la 20 de ani, copilul lui Dumnezeu. Ești născut din Duhul. Duhul locuiește în mine. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și viața de atunci e altfel. Slăvit să fie numele Domnului. Și ați născut diferiți oameni buni. Noi nu câștigăm nimic că botezăm oameni nenăscuți din nou. O zic din nou. E o tragedie a bisericii contemporane. Botezăm la cerere. Știți că Ioan o respins la botez? Da, în Biblie avem bază să respingem oameni. Măi, nu ești născut din nou. Recent, ce mă, frate, dar cum? Ei, soră, nu cred că e născut din nou. Și am respins recent. Pe cineva. Păi ce câștigăm că scăldăm oameni pe care Duhul încă nu i-a transformat? Nimic nu câștigăm. Dumnezeu să ne trezească. Născut
din Duhul sau nenăscuți din Duhul. Eu vin de o familie bună, cum unii cunoaște și m-ați tot lăuda familia. Străbunica prorocea, bunicii păstori, tata păstor. Și totuși mi-am dat seama că eu nu sunt născut din nou. Că în mine nu-i viață, că-s mort. De aceea, dragii mei, vreau să mă smeresc înaintea Domnului și să vă zic ceva. Noi, predicatorii, nu putem să naștem din nou pe nimeni. O, dacă am putea, cum nu ne-am naște din nou copiii. Și există copii de păstor nenăscuți din nou. Și nu poți să faci nimic pentru el. Te uiți la el și vezi că nu se roagă, te uiți în adunare și vezi că e la fanfară, dar n-are cercetarea, nu cântă, pentru că e mort. Unii mai conduc și închinarea. Și mă uit la el, măi, el cântă și la rugăciune doarme, casă. Păi, unde mă conduce ăsta, că habar n-are cine e Hristos? El nu-i el născut din nou, nu știe cine e Dumnezeu. Și ne conduce pe noi în închinare, că am ajuns să dăm închinarea la copii mai nou. Care abar n-au cine e Hristos, oameni născuți din nou, oameni care trăiesc în păcat. Și vrem ca închinarea să meargă în adunare. De ce, dragii mei, subliniez astăzi mai mult decât în celelalte predici? Avem nevoie de Duhul Sfânt în biserici. Pentru că noi nu putem să naștem pe nimeni din nou. Noi putem predica, dar lucrarea asta e specialitatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. El e responsabil pe departamentul de evangelizare al bisericii. El ne schimbă copiii, El ne schimbă fiii și fiicele. El e cel care poate transforma. Dacă n-ai nașterea din nou, îl rog pe Dumnezeu să se ocupe de tine. Ca să existi și tu în catastifele cerului, că acolo vor intra numai oamenii născuți din Duhul. Domnul să ne binecuvinteze. Deci diferența e mare. E mare, e din naștere. Există creștini firești, îndoctrinați, născuți în chip firesc. Orice religie își transmite cutumele, își transmite obiceiurile, își transmite formele. Până aici e ok, dar ăsta e firesc, că nu-i. Și există și oameni în biserici pe care Dumnezeu i-a atins prin Duhul. Total diferit. Mergem mai departe. Zice cuvântul aici, o a doua diferență. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Da? Două legăminte, două feluri de a vedea viața cu Dumnezeu, două feluri de a vedea creștinismul, două feluri de a trăi, două feluri de legăminte cu Dumnezeu, diferite și astea. Sunt două legăminte, ascultați diferența. Zice așa cuvântul aici. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în, iară zice Pavel, în robie împreună cu fiii săi. Și prin contrast, omul născut din Duhul, auzi aici, dar Ierusalimul cel de sus este cum? Liber! Și zice Pavel, fraților, noi nu am fost chemați la robie, noi am fost chemați la slobozenie. La libertate. Păi cum să predici, frate, într-un mediu penticostal conservator de libertate? Păi uite că așa scrie în Biblie. Și vreau să predic despre libertate. Biblia spune că imaturitatea spirituală, că despre asta e vorba la conferință, sau micimea, sau creștinul ăla începător, sau ăla firesc, e omul pentru care legământul cu Domnul este robie. Pentru pocăitul adevărat, născut din Duhul și plin de Duhul, vom vedea ce important e să fii plin de Duhul, pentru ăsta viața cu Dumnezeu, legământul este libertate. Și acum am o întrebare, trebuia să o pun înainte, asta era capcană. Pentru tine pocăința e grea sau ușoară? Am auzit predici. Și așa, și așa. Fraților, pocăința nu e ușoară. Și așa e. Pentru omul firesc
cerințele lui Dumnezeu sunt robie. De aia avem oameni care cârie în adunare. Frate, de ce nu avem voi? Vor un pic de libertate. De ce? Pentru că-s firești. Și omul firesc să chinuie. E robie. E rob săracul. E robul legilor. Omul care are pe Duhul Sfânt în el, el trăiește în mod natural neprihănirea. Pentru el pocăința e libertate. Tu de care ești? Sunt surori, iarăși vin aici, care să chinuie să se îmbrace modest. Parcă le doare ceva. De ce? Pentru că firea nu suportă modestia. E simplu. Dovadă că ești firească. Frate, avem voie să bem. Din moment ce ai pus întrebarea asta, ești firesc. N-am întâlnit pe nimeni să mă întrebe pentru că nu vrea să bea. Că dacă nu vrei să bei, nu mai întrebi, nu? Întrebi pentru că vrei să... Frate, nici măcar bere aia cu zero. Frate, când ai pus întrebarea asta, orientarea e greșită deja. Pentru tine, cum e viața cu Dumnezeu? Robie? Sau e libertate? Îți place pocăința? Ți-i dragă? Sau ți se pare o povară? Dacă ți se pare o povară, ceva nu-i în regulă. Ceva nu-i în regulă. Când Duhul Sfânt se coboară în mine, eu trăiesc legea lui Dumnezeu. Vreau să mă duc puțin în Romani, așa pe scurt. În Romani, în capitolul 7 și 8, acolo găsim cele trei legi. Trei legi din viața unui om. Prima lege, zice cuvântul Domnului în Romani, capitolul 7, versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta, legea numărul 1. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place, ce? Legea lui Dumnezeu. Asta e prima lege. Legea lui Dumnezeu. Nu fura, nu minți, nu înjura. Toate astea sunt acolo. Dumnezeu m-a informat, cum se spune aici. M-a informat binele și răul. E legea lui Dumnezeu. Asta e prima. Dar mai este una. Și continuă cuvântul acolo, următorul verset 23, dar văd în mădularele mele o altă lege. Care o are? Care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob, și acum mai zice numele, legea păcatului. Care este unde? În fiecare celulă din tine. Că dacă legea păcatului era în urechi, eu le tăiam jos, eram mântuit și fără urechi. Dar legea în fiecare por, cum o zice Vasa aici, legea asta păcatului în toate celulele, nu poți scăpa de ea. Și Romani este clar, Pavel e categoric, nu se poate prin cunoașterea legii să placi lui Dumnezeu. Legea ne-a informat, atât. Dar legea lui Moise, legea Scripturii, nu ne-o da și puterea să facem binele. Suntem morți, suntem terminați, pentru că legea din mădularele noastre, ce Pavel, e tare, e mai tare. Cu mintea vreau să fac binele, vin la adunare, îmi jur că mă pocăiesc, mă las de țigări, mă las și plec acasă și iar fac. De ce? Pentru că legea păcatului în carnea mea. Și atunci care e soluția? Auziți? Romani 8 cu 2. Hai să începem de la 1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea numărul 3, da? Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, zic, mărit să fie numele Domnului. Care lege? Legea Duhului. Frații mei, numai Duhul ne scoate din păcat. Cu cât sunt mai plin de Duh, cu atât pot să biruiesc păcatul mai ușor. Domnul să ne binecuvinteze. Știți, Pavel spune aici că de fapt cine trăiește mânat doar de legi, da, într-un sens legalismul, noi suntem un fel de concurență, care mai de care mai... Considerăm că asta ne definește maturitatea, nici vorbă.
Nici vorbă. Maturitatea creștină e să ajungi să trăiești neprihănirea în libertate. Chestia asta cu legile. Știți cum o numește Pavel aici? În capitolul 4, înainte de textul citit de noi, spune așa cuvântul Domnului, așa. Hai să citim Galateni 4 cu 10. Sau cu 8. 4 cu 8. Odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți, vezi, robia. Robiți celor din fire nu erau Dumnezei. Dar acum, zice el, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la ce? Foarte interesant, la acele învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase. Și zice, care? Voi păziți luni, zile, vremi, ani, cum le numește? Frații mei, legalismul, da? Codul a dezvoltat de legi, zice că sunt învățături începătoare. Așa le numește Biblia. Nu, ni se pare că aia definește maturitatea unei biserici. Cu cât suntem mai înguști, suntem mai pocăiți. Nici vorbă. Asta nu există în Biblie. Logica asta. Cu cât ești mai conservator, mai strict, mai îngust, cu atât ești mai spiritual. Nici vorbă. Asta eu n-am găsit-o în Biblie. Le spune că astea îs bune, dar astea sunt pentru copilași. Învățături începătoare, abecedarul. La un copil îi zici, mă, nu. Dar la omul matur, ăla trăiește pocăința plin de Duh în libertate. Tot în Galateni, în capitolul 4, mai sus un pic, zice acolo, cel mai aproape text de tema dumneavoastră. Nu folosește cuvântul matur, imatur, dar zice nevârstnic, adică copil, imatur. Zice cuvântul acolo în 4 cu 1, dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, adică imatur. Despre asta vorbim la conferință. Eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob. Da? Imaturitatea spirituală este robia legilor. Nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că îi stăpân pe tot. Și continuă Pavel, ci este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Și auziți versetul 3, foarte aproape de tema noastră. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, adică imaturi, copii spirituali, eram sub robia învățăturilor începătoare. Mai întrebă câte unul, măi, ce-i pocăința? Și ce îmi spun cei mai mulți tineri? Păi, noi pocăiți nu bem, nu înjurăm și nu fumăm și nu dansăm. Oare să fie numai atâta? Asta e varianta începătoare. Da, găsim acum un text care ne ajută în Efeseni, în capitolul 5. Nu vă îmbătați de vin. Ei, asta e jumătate de pocăință. Unii frați numai atâta știu. N-avem voie să bem vin. Dar versetul continuă, Galateni, capitolul 5, cu versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Unii tineri numai atâta știu. Noi n-avem voie să bem, frate. Ce trist. Ce robie. Dacă ne-ar da voie, frații. Nu v-ați gândit vreodată, oare dacă de mâine s-ar da lege că putem să bem și noi, oare cât s-ar apuca de băut? Atunci am vedea cât sunt maturi în biserici. Pe cât îi ține legea, comitetul și frica de excludere și pe cât îi ține plinătatea Duhului. Zice, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă fiți? No, asta e pocăința întreagă. Legalismul unei biserici, legile, interdicțiile, îngustimea, conservatorismul e jumătate de treabă. Asta așa, pentru începători. Versiunea aia de abecedar, adevărata maturitate este plinătatea Duhului Sfânt. Și când îți plin de Duh, eu trăiesc în libertate. Asta vrea să mă învețe Dumnezeu astăzi. Cum spuneam eu, un om dintr-un sat, am făcut misiune în Ucraina, zicea, mă, m-aș pocăi la voi, dar pocăința voastră e cam seacă. Voi chiar nu beți nimic? Deci uite, martorii Jehova, aveam vreo 2-3 mii de martori în sat, ăștia îți dau voie o cinzacă, să zice acolo, adică un 50 de grame. Apoi mă botez la ei, că acolo mai e voie un pic. A voi chiar nimic, zice, așa uscată pocăința aveți voi. Să știți că am fost de acord cu el, că am uscată pocăința unora. E atâta știu că nu beau.
Dar Biblia nu spune asta. Biblia spune, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă îmbătați-vă de Duh. Asta zice acolo. Frații mei, pocăința cu legi multe și fără Duh e chiar că uscată rău. Biblia nu ne spune că nu avem voie să ne îmbătăm. Ne spune că nu avem voie să ne îmbătăm de vin, dar ne recomandă să ne umplem de Duh. Că nu-i nici Duh și nu mă alege și n-ai voie să bei. Să știți că bine zic oamenii, tare uscată pocăința asta. Și avem printre noi creștini firești. Nu beau, nu fumează, dar nici Duh. Niște legaliști. Și ne lăudăm cu asta, frate, noi suntem conservatori. Nu-i rău. De când am venit încoace, tot îmi încearcă să mă convingă și fratele el pe drum, că noi suntem, frate, ca în România, noi ținem. E bun. E bun. Am văzut că cântați la acordeon, mă bucur. Sunteți mai conservatori ca noi, noi avem și tobe. Poate nu mă chemați dacă știați. Suntem tare stresați pe par, ca și cum în direcția aia e maturitatea, nici vorbă. Un concurs, există o cutumă în mediul penticostal, cu cât ești mai îngust, ești mai pocăit. Eu nu cred asta. Nu. Și vă dovedesc cu Scriptura. De exemplu, unul dintre exemple spune Pavel la un moment dat despre unii, zice că se vor lepăda de învățături, învățăturile adevărate și se vor lipi de învățăturile dracilor. Cum te gândești când zici învățăturile dracilor? Bă, ăștia-s libertini, cercei. Nu, nici vorbă. Zice învățăturile dracilor. Care? Ei opresc. Știți că demonii sunt specializați nu numai pe libertinaj, ci și pe legalism. Te poți nenoroci. Duhul legalismului duce în iad. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Deci și ăștia erau mai conservatori care este. Și a zis Pavel, nu, frații mei, nu-i bine. Eu am auzit frați predicând, frate, decât mai largă, mai bine, mai îngustă. Eu am auzit frați, e mai bine să trasăm calea mai îngustă ca în Biblie, că dacă pică frații, pică tot pe cale. Nu, mă, ce logică interesantă, auzi, mă, o faci mai îngustă ca lui Hristos. Frații mei, o zis Hristos că a lui cale îngustă bugăt, nu mai croi tu. Las-o cât o făcut-o Hristos de îngustă. Adică cum, ce logică e asta? Îi spui la fratele că e căzut de pe cale și că nu-l mai iartă Dumnezeu și într-o zi o să afle că totuși e mântuit, că de pe calea penticostală a căzut-o pe calea Domnului. Și o să zică, vai, ce bine că frate, om mai îngust și am ajuns și eu în rai. Și îl torturez pe om cu condamnare și cu vinovăție nebiblică o viață întreagă. Asta e logică drăcească, oameni buni. Cine poate să-și permită să îngusteze sau să lărgească calea pe care o trasat-o Hristos? Și au zis că e îngustă destul. Și ce, Pavel, frații mei, nu-i bine. Orice făptura lui Dumnezeu este bună. Nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire, pentru că este sfințit. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor. A fi un slujitor bun nu înseamnă numai să tot îngustezi, de dragul, pentru că aici e o chestie de politică. Cu cât ești mai îngust, ești mai votat de oameni. Frate, eu sunt conservator. Bun, dar Biblia zice ca tine sau... Frații mei, maturitatea Bisericii Penticostale nu e în direcția asta. Știți ce a avut Biserica Penticostală acum 100 de ani? Două lucruri esențiale. Conservatorism și lucrarea Duhului Sfânt. În direcția asta e maturitatea. Plinătatea Duhului. Ce înseamnă plinătatea Duhului? Da? Din punct de vedere personal, noi imaginăm că e așa o stare de exuberanță. Bucurie, explozie, dar la nivel instituțional, da? Ce înseamnă plinătatea Duhului în Uniunea Bisericilor Penticostale? Sau în biserica locală? Înseamnă manifestarea tuturor lucrărilor Duhului. Și acum vreau să revin, nu o să vă placă ce zic, da? Am apreciat că nu sunteți vopsite, nu purtați cravată niciunul, cântați la acordeon, n-aveți tobe. Eu mă bucur, dar vă întreb, suntem la jumătatea conferinței, da? Două din patru programe. Unde sunt prorocii dumneavoastră? Eu n-am auzit niciunul. Dar ne lăudăm că suntem conservatori. Mai ca aia din România. Dar asta nu e maturitate. Aici, asta sunt începătoare, frații mei. Abecedar. Așa zice Biblia. Zice, nu-ți de niciun preț împotriva
Gâdilării, zice în Coloseni, tot începătoare, zice acolo. Învățături slabe, începătoare, nu-s de niciun preț, nu mai citesc în Coloseni, de niciun preț împotriva gâdilării. Astea gâdilă firea legile. Sunt tot mai convins, vin la mărturisire de oameni îmbrăcați decent, din familii stricte și îmi spun, frate, mi sunt robit de păcat, îs uimit. Și acum sunt mai convins că Dumnezeu și Biblia are dreptate. Legea nu ține oamenii. Când e Duh Sfânt în noi, asta maturizează biserica. Frații mei, este o durere a mea. Suntem aici 10 biserici, cred că. Niciun văzător, măcar o lucrăruță, cum zicea un frate, frate, n-ai avut nimic, nici măcar o lucrăruță, mă, n-am avut. Să-mi zic că un tânăr că a văzut un porumbel, o lumină, nimic, frații mei, e uscată rău treaba în biserica Pentecostă. Așa e și în România. Dar ținem, insistăm în direcția asta. Biserica Pentecostală a avut conservatorism îmbibat de lucrarea Duhului și în România insistăm pe conservatorism. Atât. Și lucrarea Duhului Sfânt este tot mai stinsă. Și se și vede, să nu vă supărați. Se vede la rugăciune. Maturizarea bisericii în direcția aia, plinătatea Duhului, manifestarea deplină a tuturor lucrărilor Duhului Sfânt în biserica dumneavoastră. Astea nu-s rele, dar e abecedar. Spunea o soră într-o biserică, totul dau exemplu, poate m-o ai auzit pe net, riscăm tare mult cu camerele astea, zicea, frate, mi dacă se dă voie la cercei, eu-s prima. I-am zis, soră dragă, deja ea e în inimă. Ea nu poartă cercei, că nu lasă biserica, dar abia așteaptă. Vai cum n-ar purta, îi are acolo în inimioară, pentru că pe mulți oameni ține legea, le frică de comitet. Așa eram eu când eram copil, că zice că ăștia nevârstă, zice, tare m-aș fi dus la meci la UTA, dar mă băteau părinți. N-am putut să... Și dacă scăpam, am crescut mai mare, aș fi putut să-i păcălesc, dar când am crescut mai mare, lucra la stadionul împocăit. Era jandarm și îl detașau ăștia la fiecare meci. Toți cei prezenți la fiecare lojă erau la comitet a doua zi. Nu scăpai de scan. Și dacă scăpai de mama, nu scăpai de comitet. Eu am crescut în biserică foarte strictă. I-am crescut mare acum și să am timp liber, nu mă mai duc la meci la UTA. Că nu vreau. Mă îmbia cineva cu băutură alcoolică, eram în vârful muntelui Țibleș și doar nu mă vedea nimeni, numai americanii prin satelit. Ba, nu vrei și tu o gură, eram cu nevastă. Nu beau, domne. Nu te lasă religia? Nu că nu mă lasă, nu beau. Pentru că atunci când te umpli de Duh, nu mai vrei alte pahare, înțelegi? Pentru că atunci când ai băut din izvorul mântuirii, când ai băut din paharul izbăvirilor, când te-a umplut Hristos de Duh, nu mai împui întrebări de alcool și despre cercei, pentru că ești plin de Duh. Și când ești plin de Duh, pocăința e ușoară și frumoasă. Frații mei, înțelegem noi azi cât de nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Tot mai puține stăruințe în biserici. Tot mai puțină lucrarea Duhului. Dar avem forma! Și ne lăudăm cu asta. Frate, noi nu avem tobe. No. Mare realizare. Uite, noi avem. Frate, la noi cu părele, cu pahar. Bun, aici dăm bătăliile de la rovine sau în ce privește direcția maturizării, a libertății Duhului. Când e Duhul, eu trăiesc în libertate. Nu beau și dacă mă ascund pe lună, nu beau, că mă vede Dumnezeu și eu nu vreau să beau, pentru că m-am îmbătat de Duh și bucuriile Duhului sunt superioare bucuriilor paharului. Și nu mă uit la filme, nu că nu mă lasă religia, pentru că nu găsesc motive. Am bucurii mai mari decât la telenovele. Și de aia n-am glas că vin de la stăruință din ianuarie și până acum. Am fost la foarte multe stăruințe, de una în alta, 6 luni aproape, și vreau să vă spun că am văzut oameni peste 100 botezați cu Duhul Sfânt, cred că 200. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să mergem în direcția asta. Maturitate înseamnă libertate, asta zice Biblia. Legalismul îi joacă de copii. Domnul să ne binecuvinteze. Și să știți că timpul e foarte mult, nu știu, a rămas foarte mult timp liber. La final vreau să ne rugăm. Poate totuși aveți proroci. Poate totuși aveți văzători pe aici. Poate totuși Duhul Sfânt are ceva de zis.
Nu numai prin predică și prin cântare, că în direcția asta e maturitatea. Doamne, umple-ți de Duhul Sfânt biserica. Amin. Când ești plin de Duh, nu mai acționezi într-un spirit legalist. Ești un om care înțelege, gândește, are alte repere, nu legea. Dar repet, gardurile sunt bune pentru copii. Așa zice, nevârstii. Pe copilul iese în drum dacă nu-i pui gard, îl calcă mașina. Dar, Domnule, după 20 de ani de pocăită, tu tot acolo ești. Despre asta vorbim mâine. Tu tot la lăptiuc? Domnul să ne trezească. Amin. Ei, până aici au fost lucruri mai spirituale. Astea sunt greu de măsura. Dar cum măsor nașterea din nou? Trebuie să recunosc că am botezat și oameni născuți din nou. Că n-ai cum să știi 100%. Cum măsori plinătatea Duhului și libertatea? Astea sunt lucruri, concepte care nu se pot măsura. Dacă ar exista, spuneam și la deja, un pocăimetru, da? Un aparat de măsurare a pocăinței, eu aș da și 1 milion de euro pe el. Ar fi foarte simplu. I-ai pune electrozi pe urechi și ai măsura. Îi, nu-i, 1 sau 0. Dar nu există pocăimetru, frații mei. N-ai cum să știi, n-ai cum să știi. De aia zic că numai la final o să știm. Că dacă smulgem noi neghina, s-ar putea să smulgem și grâu. Că n-ai cum să știi 100%, niciodată. Astea sunt lucruri care numai Dumnezeu le știe. Dar venim un pic cu picioarele pe pământ, un lucru foarte practic. Foarte practic. Foarte practic. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum, Galateni 4:29. Deci acum știm care-s firești la biserică. Care să ia firești? Ăia care prigonesc pe cei duhovnicești. Dar ce sunt? Oh, zice Pavel, cum s-a întâmplat atunci, tot așa se întâmplă? Oare să fie valabil în 2023? Sau numai când a scris Pavel, acumul de atunci. Frații mei, e adevărat și în 2023. Prigoana modernă este o prigoană foarte, foarte ciudată. Și eu am spus la noi, aș prefera să mă bată comuniștii decât prigoana asta. Pocăitul firesc lovește într-una în ala duhovnicesc. Poate cei mai prigoniți oameni din biserică sunt prorocii. Dacă ați ști ce corvoadă, câte bice, câți pumni, câte picioare au ăștia, te așteaptă sniperii la colț, nu o să-ți bine. S-a exprimat, dar ce Duhul Sfânt vorbește moldovenești? Da, mă! Are accentul omului care vorbește. Au făcut greșeli gramaticale, frate! Păi Duhul Sfânt nu ia gramat, el știe românește. Da, dar s-a folosit de un vas, cum a zis fratele Ovidiu aici, un vas care e cu fisuri, cu slăbiciuni. O, câtă suferință! Oamenii care au vedenii, care vor să fie duhovnicești, care vorbesc prin Duhul și spun adevărul, îți loviți de ăștia firești! Știți că aici în Germania există un frate, nu l-am urmărit îndeaproape, se numește fratele Yun. El a scris o carte, chinez, a trăit în China comunistă, a fost bătut, a fost băgat în închisori, deci cartea lui Omul Ceresc este fascinantă. Da, fascinant, am citit-o plângând, exact ca în vremea apostolilor, prigoana aia. Noi avem așa un romantism religios, așteptăm să vină prigoana, când o să ne baje fiara pe toți în stadioane, o să merge cum fanfara bisericii la lei, la fiare, ne taie capul. Eu nu cred că va fi niciodată așa ceva. Luați-o ca o prorocie și verificați-o. Așteptăm o prigoană într-o variantă foarte romantică, cu arenele romane, cu lei, că ne împușcă. Frații mei, prigoana modernă e mult mai perfidă. Omul ăsta a fost bătut, a stat în închisori, a postit 54 de zile până s-a uscat pe picioare. Și după 54 de zile de post s-a deschis ușa temniței din Guangzhou, exact ca la apostolul Petru. A ieșit și a plecat, a trecut munții în Vietnam, dacă nu greșesc, și a plecat în Europa și locuiește în Germania. Și din Germania mai scrie o carte. Se numește Râuri de apă vie. Și asta e în limba română. Și în cartea asta Iun zice, frații mei, prigoana din Europa mi se pare mai greu de îndurat decât aia din China. Vă vine să credeți? Biserica în Germania e mai prigonită decât în China, zice un chinez. Eu cred din toată inima. Prigoana modernă e un pumn de fier în mânușă de catifia. Teroarea asta vine Jugendamt, sau cum îi zice. Dacă ceva, soția mă lasă, legea mă scoate afară.
Sunt niște legi atât de grele și chiar în biserică. Frații mei, nu mai vin comuniștii, că ne punem noi pe net toate prostiile. Nu trebuie să vină niciun urmăritor, niciun... Ne punem noi toate. Și nu trebuie să vină ei, că ne prigonesc frații. Cea mai grea prigonă? Prigonă asta. Firescu îl rănește constant pe cel duhovnicesc. Și zic din nou, mai bine m-ar bate comuniștii decât să simți sărutul lui Iuda la biserică. Și poate îl simți și duminica, și îl simți și la comitet, și te înțeapă și te înțeapă de 20 de ani. Dar dacă ești duhovnicesc, nu răspunzi. Păi frate, el a început. Dacă răspunzi, ești ca el. Aici și marea diferență. Ăla firesc prigonește. Ăla duhovnicesc, nu. Că ăsta-i semnul că un slujitor își pierde vrednicia. Începe să bată pe tovarășii lui de... Zice, care este robul credincios? Ăla care dă hrană. Care e cel necredincios? Matei 24. Ăla care începe să bată pe alții. Frații mei, când un om începe să bată, e clar. Nu mai e un om duhovnicesc. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Vin vremuri grele, oameni buni. Prigoana modernă nu va fi, cum vă imaginați noastră, că ne împușcă pentru credință. Vor fi legi tot mai constrictive, vor fi tensiuni, vor veni creștini libertini. Și vor spune, dar stai puțin, dar cine sunteți voi? Vom fi numiți talibani, legaliști, înapoiați, ultra nu știu de cum, de ăștia înguști. Vor spune, dar și noi suntem creștini. Și deja în Germania sunt. Și noi suntem creștini, dar noi cununăm homosexual. Care e problema? Ați confiscat voi eticheta de creștin? Și noi suntem evanghelici, dar ordinăm femei. Și noi suntem evanghelici, penticostali, dar la noi voie și așa și așa. Și veți vedea cât de grea e prigoana asta a creștinilor care nu mai păstrează calea îngustă. Firește. De aceea mă rog Domnului să-și întărească biserica. Prigoană. Cel firesc îl prigonește pe cel duhovnicesc. Și asta e valabil în toate bisericile dumneavoastră. Că ăla firesc s-o strecurat peste tot. Domnul să dea putere slujitorilor și răbdare, că de câte ori te întâlnești cu ăla firesc îți dai demisia. Cred că de 100 de ori m-am gândit că mi-o dau până acum în 3 ani. Poate de 200. Că există oameni firești care numai te scobesc într-una. Și nimic nu-i bine. Stăruința nu-i bună, prorocii nu-s buni, sunt falși. Nimic nu-i bun. Dacă predici și mai scriptural și mai aspru, iar nu-i bine. Că mustrarea nu ne mai place la cei firești. Domnul să ne binecuvinteze. Și iubiți oamenii Duhului. Tot să roagă, frații, Doamne, scoate proroci. De ce să-i scoată? Să-i omorâm noi? Că nici nu a început să prorocească, mie îi dă în cap. Păi, nu te-ai rugat să-i scoată Domnul proroci? Frate, tu deocamdată un an, păi de ce? Știți, mare lucru să înțelegem lucrarea Domnului și să nu prigonim lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că da, există oameni care prigonesc slujitorii Duhului foarte mult. Și am spus-o, sunt păstori care ucid lucrarea Duhului Sfânt. Sunt! Eu am întâlnit mulți. Instituția și autoritatea despre care vorbeam ieri nu poate ucide ce face Dumnezeu. Da? Autoritatea omenească, instituțională, nu poate să suprime ce lasă Dumnezeu. Darurile sunt lăsate prin autoritate divină. Nu îi alegem prin vot, nici prin cult, îi alege Duhul Sfânt. Și dacă îi alege El, cine sunt eu pentru o legitimație să-i dau în cap, dacă e autentic, bineînțeles. Că mi se pare mie, că nu-mi convine mie. Oameni buni, mare lucru să înțelegem și să ne supunem autorității adevărate. Când se suprapune autoritatea instituțională cu cea a Duhului, biserica merge bine. Când astea intră pe contrasensii, bai, chiar autoritatea ta instituțională nu te poate ajuta, că ești împotriva puterii lui Dumnezeu. De aceea eu sfătuiesc lucrătorii să iubească oamenii duhovnicești, să-i ucenicizeze și să-i crească. Și Domnul să scoată proroci și văzători și oameni cu dar de tălmăcire între voi. Amin.
Ultimul gând, pentru că timpul a cam trecut și cel puțin nu am acest obicei să predic mai mult de o oră, încerc să mă țin, fratele Ovidiu, să mă duc până la capăt, dar nu pot atât de mult. Dar eu sper că ultimul sfert de oră îl completează Dumnezeu. Poate că ne rugăm mai mult, poate că vin totuși descoperiri, poate este ceva prin Duhul, dincolo de ce am programat noi. Sunteți de acord cu asta? Lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Eram la o convenție mult mai mare ca dumneavoastră, tot națională, toate bisericile din America și toată organizarea mi-a arătat că noi avem niște așteptări foarte limitate în ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Da? 17 microfoane pentru cântăreți, predicatori cu tare, sonorizare. Până la jumatea convenției în America începe un proroc în spate. Fugeau ăștia cu microfoanele peste bănci, parcă erau la 100 de metri garduri. Unde-s prorocii? Până în sală, nu erau microfoane. Că nimeni nu s-a așteptat la convenție să strice Duhul Sfânt în program. A, corul, grupul de închinare, cu tare, la minut, predicator câte șepte, dar lucrarea Duhului Sfânt nu era în program. Și nu aveau microfoane pregătite. Bă, dar nu era ușor, nu era frumos să aibă și prorocii locul lor. Bine că corul are 500 de locuri acolo. Să fie, domne, banca prorocilor, să fie microfoane disponibile și pentru ei. Dacă ne organizăm, nu ne organizăm și în direcția asta, Domnul să ne binecuvinteze. Acum aici nu e nevoie să poate prorocii că s-aude. Acolo era o sală uriașă. Avem noi așteptări oare în direcția asta de la convenția aceasta, de la conferința asta? Domnul să ne binecuvinteze. Și acum o promisiune finală. De aceea, fraților, zice cuvântul aici, dar ce zice Scriptura? Versetul 30, Galateni 4 cu 30. Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Doamne, îți mulțumesc. Aici amândoi au cina împreună. Amândoi sunt comitet. Amândoi cântă la cor. Amândoi sunt membri. Are drepturi. E democrație. Influențează tot clanul. Votează cum vor. E treaba lor. Dar zice Biblia că vine o zi când Dumnezeu va face o separare. Acolo ăla firesc nu intră. Și oarecum se jură Dumnezeu aici, fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Îi mulțumim Domnului că el rămâne judecătorul cel drept. Astăzi se poate fenta. E multă manipulare, e multă politică. Votează bihorenii cu bihorenii, arădenii cu arădenii, influență, șmecherii democratice, dar vine o zi când Dumnezeu separă el. Și Dumnezeu e sfânt, sfânt, sfânt. Amin. Dacă la primărie merge cu mită, dacă și în biserică unde merge cu politică, în rai nu intră numai ăia duhovnicești. Pentru că la poarta raiului nu-i Sfântul Petru, cum zic bancurile Dumnezeu. Amin. Și eu îi mulțumesc că sentimentul acesta al dreptății îmi dă motivație să merg înainte. Va fi o zi când pentru toate prigonirile vom fi răsplătiți. Și când cei care au jucat teatru, creștinii firești, care au căutat numai politică, nu duhovnicitate, da? Numai tradiție, nu duhovnicitate, ăștia nu vor ajunge acolo. Nu o să ne mai tortureze, o să fie numai oameni duhovnicești, o să fie pace și bucurie în Duhul Sfânt toată veșnicia. Mărit să fie numele Domnului, că asta e împărăția lui Dumnezeu, glorie lui în veci. O, Doamne, fă să vină ziua aceea. Amin. Doamne, fă să vină ziua aceea. Și mai nu pot să nu închei vorbind puțin despre judecata lui Dumnezeu. Ești tu conștient că vine o judecată a lui Dumnezeu? Că nu o să poți să înșeli un păstor cu ținuta ta, cu limbajul tău biblic. Când Dumnezeu va pătrunde în adâncimea lucrurilor și va judeca și va scoate la lumină toate faptele tale, gândurile tale, vorbele tale. Când eram student, am avut două metehne, poate că și alții ca mine aici. Prima metehne era că mă gândeam că profesorul e bun. Îmi spunea câte unul, mă, nu te stresa că ăsta e un prof tare bun. Nu, dacă proful e bun, nu mă pregăteam și cădeam examenul. Când proful era rău, știam de doi profesori la Politehnică la Timișoara, că ăștia spaima școlii. Băi, zi și noapte am învățat și am trecut. Știți, la noi la biserică, în general, se zice, auzi, frate, Domnul e bun. Se predică prin pentecostal că, de fapt, noi nici nu o să fim judecați. Intru în coliziune cu
tradiție interpretativă serioasă. Frate, păi dacă ești botezat cu Duhul Sfânt și ai vorbit în limbi în anul 1980, păi tu nu o să fii judecat. Baptiști o să fie judecat. Întrebarea mea, oare chiar așa scrie în Biblie? Oare nu, din nou, zic, suntem mânați de un romantism ăsta, că o să intrăm cu fanfara în rai. Oh, de la Biserica Pentecostală, din Nürnberg, din Trosie. Ha, poftiți, baptiști la judecată, ortodoxi, ardă iadul. Noi, păi noi am vorbit în limbi, frate, noi nu suntem judecați, noi suntem preferații lui Dumnezeu. Oare? Nu cumva ne bazăm pe o bunătate a lui Dumnezeu, care nu are justificare biblică? Păi să vedem ce zice Biblia. Eu nu cred teoria asta populară. Puteți să vă vorbesc în limbi, zice Pavel, mai mult ca voi toți. Eu mă rog în limbi toată ziua, dacă trebuie. Dar nu cred că scap de judecat. Eu nu cred. Eu mă pregătesc știind că mă voi întâlni cu Creatorul meu, care e judecătorul cel drept. Zice cuvântul așa. 2 Corinteni, noi îl citim la mormântări. N-ar fi rost să-l citim și la conferința asta. Da? 2 Corinteni, capitolul 5, cu 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în... E scris? Câți? Toți. Și zice Pavel aici, nu că toți trebuie să văd, toți trebuie să ne... Cum, frate Pavele? Tu ai zis că vorbești în limbi mai mult ca toți. Și tu mergi la judecată? Și el zice, da, toți trebuie să ne, inclusiv eu, zice el. Păi, frate, e vorba despre răsplătiri. Păi cum adică pentru rău Dumnezeu răsplătește? E vorba de judecata despre bine și rău, că scrie pentru binele sau rău în care l-a făcut în trup. Nu, hai să mai vedem un verset mai convingător. Țineți-vă bine, că asta demolează orice așteptare nerealistă. Zice cuvântul Domnului în 1 Petru 4 cu 17. Aici nu mai zice despre răsplată, ne agățăm de cuvântul ăla, da? Și îl răstălmăcim. 1 Petru 4 cu 17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă. De unde? De unde? De la casa lui Dumnezeu. A, deci nu numai că nu scăpăm, începe cu noi. Zice Pavel, și dacă începe cu Petru, începe cu noi. Cum, frate Petru? Și tu? Da. Zice Pavel, Petru, începe cu noi. Eu sunt chiar convins că nu numai că penticostalii nu scapă, judecata va începe cu penticostalii. Eu așa cred. Că tare ne-am ajutat de sus la toți, că am vorbit în limbi. Și o să zică Domnul, bun, ai vorbit în limbi? Asta e darul meu. Unde-s roadele? Treci la puricat. Judecata începe cu noi. Deci un cuvânt care doare, care va fi sfârșitul celui care ascultă, care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și următorul verset mă înfioară. Și dacă cel neprihănit scapă cum? Greu. Greu. Unde e imaginea aia cu fanfara, cu intratul pe porți, fără sâtă, fără... Unde? De unde? Zice că cel neprihănit în ziua aia scapă greu. Eu am emoții pentru ziua aia. Și mă pregătesc. Mai este o meteahnă. Uite cum de Ioan, am vorbit de Petru, Pavel. Zice Ioan, a sosit ziua cea mare a mâniei mielului, Apocalips 5. Și pune o întrebare, cine poate sta în picioare? Și Biblia nu răspunde. Ioan pune o întrebare, zice că mielul care mijlocește se va mânia într-o zi. Cine va sta în picioare? O întrebare retorică la final de Scripturi. Dumnezeu să ne pregătească pe toți. A doua problemă. Poate sunteți mai ordonați, sunteți în spiritul german, dar eu am fost un om care amâna întotdeauna. Las că învăț mâine. Las că învăț poi mâine. Acum se numește procrastinare în limba română modernă, din engleză, da? Amânare. Las că mai am o săptămână, mă pregătesc când vine examenul. Știți când învățam? În ultima noapte, bine, nu în ultima zi, în ultima noapte. Și mergeam direct la examen și vroiam să-l iau și dormeam pe mine la examen. Pentru că există așa o chestie, las că învăț mai încolo. Știți că și în biserică există filozofia asta?
Frate, am auzit multe predici, eu nu, chiar nu înțeleg toată eschatologia asta cu teologi. A, Domnul nu vine. Stați liniștiți. N-are cum să vină Hristos că nu s-a construit templul al treilea. N-are cum să vină Hristos că nu a venit anticristul. Nu vine Hristos că nu știu ce. Păi frații mei, ce eschatologie aia, ce teologie aia care spune că poți să dormi că Hristos nu vine? Când apostolii în primul veac l-au așteptat în mod real să vină în timpul vieții lor, acum 2000 de ani, ei se uitau la răspântii spre cer și așteptau să se întoarcă Hristos. Și zice Pavel, noi care vom rămâne în viață până la venirea lui, păi Pavel a fost convins că în timpul vieții vine Hristos. Și acum noi ne-am filozofat, ne-am făcut mari teologi. N-are cum să vină sfârșitul, că templul al treilea... Că... Dar unde scrie de templul al treilea, frații mei? Ce-i cu poveștile astea nemuritoare? Eu cred că Hristos poate să vină astăzi. Și orice eschatologie corectă, adică o învățătură despre vremea sfârșitului, trebuie să te pregătească azi. Dacă nu, nu-i dumnezeiască, e demonică. Îți spune că nu vine Domnul, eschatologia îți spune că vine Domnul și trebuie să te pregătești. Oare cât de aproape e Domnul? Totuși așa un pic de pregătire. Chiar mai e, cum zic unii, mult? Vreau să mai citesc ceva și voi încheia predica. Luca 17. Începând cu versetul 26, semnele venirii lui, să vedeți cât de aproape examenul ăsta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Vreau să ne uităm un pic mai atent la textul ăsta. Dacă citești superficial, te gândești, na, Lot, Noe, tot o apă și un pământ, nu e așa. Eu cred că aici sunt totuși niște taine care vorbesc despre vremea sfârșitului. Când vorbește de zilele lui Noe, cuvântul spune tot așa va fi și în zilele, la plural, zilele Fiului Omului. Când vorbește de zilele lui Lot, nu mai zice așa. Zice tot așa va fi și în ziua. Vreau să vă întreb, este vreo diferență între zilele Fiului Omului și ziua Fiului Omului? Păi logică, da. Ziua Fiului Omului este ultima zi dintre zilele Fiului Omului. Când vremurile vor semăna cu epoca lui Noe, știm că mai sunt zile până la examen. Când societatea seamănă cu vremea lui Lot, știm că este ultima zi a istoriei. Și acum vă întreb, este vreo diferență între zilele lui Noe și al lui Lot? Păi da, dacă citești atent, da. A, totul... Zilele lui Noe, lor. Citim foarte superficial Biblia. Păi sunt două diferențe. Când vorbește despre Noe, și acum facem o analiză. Germania în 2023 seamănă cu zilele lui Noe sau cu zilele lui Lot? Și știm cât de aproape e Domnul. Atâta ne permite Biblia să ne băgăm, mai mult nu știm. Zice cuvântul așa, în vremea lui Lot, oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau. Când zice de Lot, zice mâncau, beau, punct. O mare diferență. În zilele lui Noe, oamenii se mai măritau și se mai însurau. În vremea lui Lot, nu se mai măritau și nu se mai însurau. Da? Apare o dezintegrare a familiei, o degradare a instituției familiei creată de Dumnezeu. Nu, cu cine seamănă Germania în 2023? Cu Lot sau cu Noe? Cu Lot. Atacul acesta susținut al societății, al culturii, al ideologiei seculare asupra familiei ne spune că Domnul este foarte aproape. Eu zic deja Maranata. Eu simt mirosul de veșnicie. Oamenii nu se mai căsătoresc, fraților. Era o bătănică prin Maramureș, nici nu știa să zică, zice, nepoata mea trăiește în combinaj la Cluj. Nu știa să zică concubinaj.
Acum nu mai să căsătorești, că în combinaj. Acum e cu combinaje de astea periculoase. Nu se mai căsătoresc. Și când se căsătoresc, divorțează jumătate în lume. Mai nou știți că există în Germania căsători între oameni de același sex? Da, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Acest atac arată clar că trăim vremea din urmă, trăim zilele lui Lot. Hristos este foarte, foarte aproape. Trăim ziua, nu zilele, ziua Fiului Omului. De aceea, biserică, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Judecata începe cu noi! Alt text aici, în altă ordine de idei, în textul nostru, spune aici, la Noe zice ce zice și la Lot adaugă ceva. Scoate și adaugă. Scoate căsătoria și adaugă. Și zice, sădeau, cumpărau, vindeau, zideau. Asta nu apare la Noe, numai la Lot. Da? Adică în vremea lui Lot apare un interes sporit pentru economie. O creștere economică fără precedent. Oamenii cumpără, zidesc, vând. Cumpără agricultură intensivă, vând. Cumpără, zidesc, vând. Ce zice? Sămânăm cu ei? Oh, ce bine! Niciodată nu s-au construit ca astăzi. Unde sunt frații joia și marța când e biserică? Vă zic eu, pe șantier. În Cluj te cumpără cu tău cu casă, cât vrei, 1 milion, ieși, blocuri, cumpărat, construit, zidit, vândut, e boala asta. Și ne-o prind și pe noi. Îi semn că Iisus e foarte aproape. Și de-aia sunteți dumneavoastră în Germania, că economia merge bine, se construiește mult, se face agricultură intensivă și voi sunteți parte din proiectul acesta economic, european. Dar asta ne spune, nu-i rău, dar asta ne spune că Iisus e foarte, foarte aproape. Și dacă Duhul este în tine, Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne Iisuse. I-am văzut pe frați foarte speriați în pandemie că vine sfârșitul. Dar de ce oare? Se rugau ca Dumnezeu să împingă sfârșitul. Frați care zic, Doamne ferește, vine fiara, vine anticristul. Frații mei, poate că par nebun, eu vreau să vină anticristul. Și n-am înțeles niciodată de ce Biserica Pentecostală se roagă ca Dumnezeu să-i scoată din pandemie, să amâne războiul mondial, să amâne fiara. Păi frații mei, după anticrist vine Crist. Tu nu vrei să-L vezi pe Crist. Eu vreau să vină anticristul și nu glumesc. Pentru că după El vine Hristos. Și dacă ți-e dor de El, nu e normal să te rogi ca Dumnezeu să împingă vremea sfârșitului, ci să o grăbească. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind venirea Domnului? Vai, vine Putin și eu vreau să vină Putin. Iar zic, poate-s nebun. Dacă trebuie să vină oameni buni, să vină. Pentru că după Putin vine împărăția lui Dumnezeu. Doamne, pregătește-ți biserica. Creștin duhovnicesc sau creștin firesc? Ești născut. Ai certificat de naștere duhovnicesc. Ești plin de Duh. Știi ce înseamnă să trăiești pocăința în libertate? Sau când ai scăpat de acasă, de la lege și ai ajuns în Germania, te-ai stricat. E semn că n-ai fost niciodată omul crescut sănătos în credință. Când pleacă în Anglia e același, când pleacă în Germania e același și nu de frica comitetului și a bisericii, ci de frica lui Dumnezeu trăiește neprihănirea. Prigonești sau ești prigonit? Dacă ești prigonești, dacă ești prigonitor, potolește-te. Dacă ești prigonit, rabdă, frate. Și nu uitați, într-o zi Dumnezeu va separa. Pregătește-te. Dumnezeu e sfânt. Judecata nu e o glumă. Judecata începe cu noi. Haideți să ne rugăm Domnului. Mai este un sfert de oră. N-am să predic să umplu timpul. Ne ridicăm în picioare, facem o rugăciune. E rugăciunea finală sau poate mai fi încă una. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să umple El programul. Poate sunt descoperiri. Poate că trebuie să ne pocăim de anumite lucruri. Dumnezeu să-și maturizeze biserica. Și să ne facă pe toți creștini duhovnicești, nu religioși, duhovnicești. Și în felul acesta vom experimenta înălțimile spirituale pregătite de Dumnezeu pentru noi. Amin. Ne rugăm cu toți.